Situație dramatică la Ipotești, localitate în care aproape toate fântânile au secat. Locuitorii sunt disperați, căutând soluții pentru a asigura apa necesară animalelor, în special în timpul pășunatului. Primarul împreună cu locuitorii a început o misiune dificilă de a redescoperi izvoarele care alimentau odinioară lacul din comună, sperând să găsească o sursă de apă pentru comunitate. După cum vedeți, treaba e tragică și de fel eu sunt un om optimist, dar când spun tragic, e tragică. Digul e secat mai mult de jumate. Avem niște izvoare care sperăm noi să fie colmatate, nu secate. Și dacă nu reușim, nu știu dacă reușim ceva și dacă apa ar ajunge în dig, dar cel puțin să creăm o sursă de apă pentru crescătorii de animale care de 2 ani au fost obligați să-și facă fântâni. Dacă digul a secat și a secat tragic. Încercăm să dăm drumul la izvoare. Câte izvoare erau odată aici? Au fost multe. Au fost. Dar cum au secat? Au secat, dacă nu mai este apă, nu mai este. A secat și lacul? Tot. Ați venit să dați o mână de ajutor? Am venit să dăm, că nu mai este apă, doamnă. Nu mai apă, e secetă. Era un izvor mai sus, digul a secat, nu mai au nici animalele, nu mai au nimic. Și lacul este secat. Și lacul, da. Nu mai au animalele, pârjol pe noi, doamne. Nu mai apă, nu mai nimic. A mai secat vreodată lacul ăsta atât de mult? A mai secat, dar nu atâta de mult, încât anul ăsta. Ce să facem, nu știu. Era să dați de apă aici. Aici cred că dăm, că era un izvor mai sus. Eforturile le-au fost răsplătite și în lac a început să curgă apă după ce au scos la suprafață primele izvoare. O să dați de apă, ce credeți? Cred că da, s-a dat. Cum e situația? Spre bine! De-a lungul întregii perioade de primăvară și până în prezent, zona a fost afectată de temperaturi extreme, iar precipitațiile au fost aproape inexistente. Din această cauză, iarba de pe pășuni a dispărut complet, lăsând fermierii fără resurse pentru hrănirea animalelor. De la începutul anului avem informații că nu sunt nici 100 de litri pe metru pătrat, de la 1 ianuarie până acum, ca și cantitate de precipitații pe metru pătrat, deci până într-o 100 de litri. A dat acum vreo 2 săptămâni un 30 de litri și efectiv izlazul n-a mișcat nimic, nu? Deci nu a plecat un fir de iarbă, efectiv e tragică treaba. Temperaturi de 40 și ceva de grade. Situația dificilă de la Ipotești, unde fermierii se străduiesc să asigure hrană și apă necesară animalelor, nu este un caz izolat. În multe localități din Olt, temperaturile caniculare și lipsa precipitațiilor au dus la secarea fântânilor și la dispariția vegetației, lăsând deținătorii de animale în pragul disperării.